și-a omorât tatăl și a ținut cadavrul în casă timp de o lună, până când mirosul greu l-a dat de gol. Sunt acuzații care îi se aduc unui tânăr din județul Galați. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune mai multe. Iulia, ce spune bărbatul care este acuzat de asemenea grozăvii? Bună dimineața, bărbatul a spus anchetatorilor că și-a ucis tatăl pentru că era prea cicălitor. L-a izbit cu o bâtă în cap, iar bătrânul a căzut secerat. Apoi l-a dus într-una din camere și în tot acest timp a spus că tatăl său este plecat la niște rude. Mirosul însă i-a alertat pe vecini care au anunțat poliția. Aceștia au făcut macabra descoperire. Soția celui ucis este plecată la muncă în străinătate și urmează să vină acasă pentru a-și îngropa bărbatul. Fiul său, dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 25 de ani de închisoare. Mihaela? Mulțumim pentru informație, Iulia.